Bună ziua, stimați reprezentanți mass media, bună ziua, stimați cetățeni. Evident că instituirea unei stări de urgență este un lucru complicat care presupune nu doar restricție, dar presupune și anumite manifestarea unui anumit grad de grijă față de cetățenii Republicii Moldova. Și la ședința care tocmai a expirat a Comisiei Situații Excepționale, am aprobat o listă întreagă de decizii care vin în susținerea atât a cetățenilor în plan social, cât și a mediului de afaceri din Republica Moldova pe perioada stării de urgență în țara noastră. Totodată vin față de cetățenii noștri cu scuzele de rigoare pentru anumite decizii aprobate în prima ședință a Comisiei Situații Excepționale, care au provocat anumite nedumeriri, anumite neclarități, lucru care, iată, astăzi, în cadrul ședinței, a fost corectat. Și mă refer aici la faptul că s-a anulat punctul care prevedea interzicerea plimbărilor în spațiile publice, parcuri, păduri, alei, plaje, zone de agrement, etc. Acel punct fiind substituit cu următoarea redacție. Se interzice aflarea în spații publice, în paranteză păduri, parcuri, alei, plaje, zone de agrement, terenuri de joacă, etc., în grupuri mai mari de 3 persoane, cu excepția membrilor unei familii. După care am mai adoptat o rectificare de ordin pur tehnic, pentru că în prima decizie s-a strecurat o greșeală tehnică la numerotarea punctelor din decizia numărul 1 și totodată a fost abrogat un compartiment din anexa numărul 1 aferentă deciziei anterioare a Comisiei Situații Excepționale, compartimentul care se referea la domeniul de competență al Inspectoratului General de Poliție de Frontieră, pentru că acel compartiment inducea o neînțelegere la capitolul intrării în țară a cetățenilor Republicii Moldova, lucru care prevedea în mod obligatoriu și exclusiv prezentarea testului negativ COVID-19. Lucru care a fost abrogat și rămâne în vigoare hotărârea numărul 51 anterioară a Comisiei Naționale Extraordinare Sănătate Publică, care prevede foarte clar regula de intrare în țară a cetățenilor Republicii Moldova, dar și a altor state, situația în care nu are testul negativ COVID-19, completează fișa epidemiologică și se obligă să stea 14 zile în carantină, cu condiția că dacă la a 10-a zi testul COVID este negativ, poate întrerupe perioada de carantină. Plus, cu exceptările corespunzătoare a șoferilor care merg în tranzit pe teritoriul Republicii Moldova, corpul diplomatic, corpul consular, membrii familiilor corpului diplomatic din Republica Moldova, etc., etc. O să ridicați decizia numărul 51 a Comisiei Naționale Situației Extraordinare în Sănătate Publică și o să verificați încă o dată exact condițiile pentru intrarea în țară. În altă ordine de idei, s-a permis reluarea antrenamentelor pentru pregătirea participării la turneele internaționale. Atenție! Antrenamentele pentru pregătirea participării la turneele internaționale a sportivilor, membri ai loturilor naționale, cu respectarea obligatorie a tuturor măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19. Competițiilor sportive desfășurate în aer liber, fără spectatori, de către federațiile sportive naționale acreditate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, iarăși cu respectarea măsurilor de sănătate publică și a instrucțiunilor aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Pe de altă parte, luând în considerație dificultatea cu care se ocupă studenții din grupele absolvente din învățământul profesional care au nevoie să-și finalizeze stagiile de practică,
Li s-a permis organizarea stagiilor de practică în învățământul profesional, tehnic și superior pentru elevii sau studenții, sau și studenții, din grupele absolvente. În șirul larg de decizii adoptate astăzi de Comisia Situații Excepționale, care în curând o să fie făcută publică pe site-ul oficial al Guvernului, pot să dau citire doar ca să nu vă rețin atenția foarte mult la cele mai importante elemente care, după mine, sunt extrem de relevante în sensul protecției cetățenilor Republicii Moldova. Bună oară la inițiativa Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care împreună cu Compania Națională de Asigurări în Medicină va extinde lista medicamentelor compensate în conformitate cu prevederile Protocolului Clinic Național, urmează cifrul și așa mai departe. Deci se extinde lista medicamentelor compensate pentru tratamentul pacienților cu forme ușoare și moderate de COVID-19 în condiții de ambulatorie, adică pacienții care se tratează la domiciliu, medicamentele vor fi compensate. Totodată, compensarea acestor medicamente va fi de la 70%, se ridică la 100% pentru toate categoriile de persoane asigurate și cele neasigurate. Totodată, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va elabora mecanismul de livrare la domiciliu a medicamentelor compensate pentru pacienții diagnosticați cu COVID-19, care se află la tratament la domiciliu, prin implicarea multisectorială. Se are în vedere asistența medicală primară, asistența socială. Am rugat respectuos colegii la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ca elaborarea acestui mecanism să nu dureze foarte mult, dar în termeni cât mai restrinși să fie elaborat mecanismul și să înceapă a funcționa procesul de livrare la domiciliu pentru cei care au nevoie, bolnavii COVID-19, a medicamentelor necesare. Totodată am venit cu un șir întreg de înlesniri pentru mediul de afaceri în situația stării excepționale în care se află Republica Moldova la ora actuală. Bună oară! Am decis extinderea perioadei de implementare a programului de subvenționare a dobânzilor pe perioada ianuarie-mai 2021 inclusiv. Adică până la 31 mai anul curent inclusiv va continua programul de subvenționare a dobânzilor. Urmează condițiile în care dobânzile vor fi subvenționate de către stat. Mai departe, am decis extinderea perioadei de implementare a programului de rambursare a taxei pe valoare adăugată, iarăși pentru perioada ianuarie-mai 2021, inclusiv. Până la 31 mai anul curent, am decis ca plățile efectuate de către angajator pentru procurarea vaccinului și serviciul de vaccinare anti-COVID-19 să li se permită deducerea în scopuri fiscale și scutirea de impozitul pe venit în contribuția de asigurări sociale de stat obligatorii și de primele de asigurări obligatorii de asistență medicală. Totodată au fost adoptate și alte reguli simplificate în administrația fiscală, care, în opinia noastră, ar veni să susțină mediul de afaceri în această perioadă dificilă. Este foarte important ca să creăm condițiile necesare pentru impulsionarea dezvoltării economice a Republicii Moldova, inclusiv în situația stării de urgență în care ne aflăm. Acestea au fost elementele esențiale care am vrut să vi le aduc la cunoștință. Dați-mi voie să vă îndemn să aveți grijă fiecare de dumneavoastră, dar și de cei dragi inimilor dumneavoastră. Păziți-vă, aveți grijă, purtați mască, dezinfectați mâinile și vă rog din suflet, nu
mergeți în locurile extrem de aglomerate. Sănătate! O zi bună!